Bună seara! În această seară vom vorbi cu doamna Amelia Voicu despre cristaloterapie, despre ce înseamnă cristaloterapia și cum poate fi aplicată în viețile noastre pentru a deveni din ce în ce mai bun. Bună seara și mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră de a veni la emisiunea Life Spirit TV, că o înregistrăm. Ca o primă întrebare, vreau să vă întreb, cum a apărut cristaloterapia în viața dumneavoastră? Am fost întotdeauna interesată de cristale, de fapt, cred că majoritatea oamenilor sunt, numai că la mine, la un moment dat, dorința asta a devenit foarte acută și am avut ocazia să fac o serie de cursuri de cristaloterapie cu un cristaloterapeut consacrat, cu domnul Gael Oper, ale cărei cărți sunt prezente și în România, sunt traduse de câțiva ani buni și piratate de foarte mulți ani buni. Și dânsul a venit în România la un moment dat și am avut ocazia să fac cursurile cu el și am parcurs întreaga serie de cursuri până la a deveni un trainer atestat în cristaloterapie. Și când cineva vine la dumneavoastră ca să facă cristaloterapie, ce anume e recomandat? Sau începeți direct terapie prin cristal? Sau există anumite tehnici pe care le faceți? Acest curs are mai multe niveluri. Există nivelurile de început, la care se învață, de fapt, să simți cristalele și să faci, desigur, niște proceduri, după care urmează nivelul mai avansat. Dar ce este un cristal, mai exact? Aici răspunsul este puțin mai lung, pentru că, dincolo de cărțile care s-au scris și care sunt nenumărate cărți bune, sunt enciclopedii despre cristale, sunt câteva foarte bune scrise de niște autori români în urma unor ani de experiențe, dar dincolo de structura geologică, de componența chimică, de tot ce se scrie despre cristale în modul concret, cristalele sunt niște ființe vii. Și când spun acest lucru, mă bazez pe faptul că sunt asemenea nouă și noi suntem ființe vii. De unde vin cu această idee? Pentru a trăi undeva pe suprafața oricărei planete și în orice loc din univers, trebuie cumva să faci, să ai aceeași compoziție chimică, să fii adaptat acelei planete. Asta este valabil pentru ființa umană, care pentru a trăi pe suprafața acestei planete are nevoie să aibă toate straturile energetice și material necesare pentru a fi adoptat aici. Cristalele sunt în mod similar pe aceeași natură. Adică există o parte a cristalului care nu este de aici și există o parte care a împrumutat o compoziție chimică adaptată planetei Pământ. Și sunt aici în scopul de a ne ajuta. Când spun că sunt ființe vii, mă refer la faptul că sunt entități cu viață și cristaloterapia adusă la un nivel mai ridicat de valoare înseamnă să cooperăm cu cristalele. Nu sunt doar niște materiale care sunt la dispoziția noastră, sunt efectiv niște ființe. Putem spune că aceste ființe, sau vorbim despre îngeri sau ghid spiritual, într-o măsură pot să fie considerați ghizi spirituali. Și exact așa cum îngerii sunt de fapt niște entități fără trup, cristalele de asemenea sunt niște entități care au hotărât să-și ia un trup adaptat acestei planete, un trup cristalin. Și cum ne pot ele ajuta? Cum ne îmbunătățesc ele starea de sănătate? Rămâne să îmi dezvolt puțin ideea, și anume a legăturii dintre ele și această planetă și între noi și această planetă. În dezvoltările
fizicii din ultima perioadă au evidențiat că în centrul planetei Pământ se află, de fapt, o inimă, nu o inimă ca un organ fizic, ci un cristal de o foarte mare dimensiune, cam cât de dimensiunea Lunii, care este un cristal perfect și care are funcția de inimă pentru această planetă. Este cea care generează câmpul electromagnetic al acestei planete. La rândul nostru, noi avem o aură de care toată lumea a auzit, care aură este generată de câmpurile electromagnetice care ne înconjoară și care câmpurile electromagnetice au centrul în inimă. Inima noastră și inima acestei planete sunt în extrem de strânsă legătură. Cristalele influențează această legătură în sensul că o refac. O aduc la un potențial maxim, presupunând că o ființă, un om se simte mai puțin bine sau are probleme de diverse naturi în viața lui personală, cristalele refac această legătură a omului respectiv cu planeta și refac structurile energetice exterioare, readaptându-l de plin la această planetă. Care sunt civilizațiile care au folosit aceste cristale de-a lungul timpului, în istorie? Toate civilizațiile care au stat pe Pământ au folosit cristale. Acum există civilizații care, ale căror existență a fost dovedită și există peste tot artefacte și imagini care arată oamenii purtând cristale în bijuterii sau fiind înconjurați de cristale, cum suntem noi acum. Deci, toate civilizațiile, la un anumit moment dat, au folosit cristale, numai că știința utilizării cristalelor era mai degrabă apanajul câtorva persoane care știau ce să facă cu ele și de altfel își și puteau permite să le aibă. În zilele noastre, cristalele sunt mult mai larg răspândite, ni le putem permite cu toții și lucrul ăsta înseamnă ceva, înseamnă că noi avem mult mai multe posibilități decât civilizațiile anterioare. Dar cristalele acestea trebuie să folosim anumite cristale curățate într-un fel sau trebuie putem să le cumpărăm de la orice magazin, orice ne stare în față, să le folosim pur și simplu? Putem să le cumpărăm de la orice magazin, de la orice loc în care ne stare în față, sigur, ne pierdă nimeni. Bine ar fi, după ce le luăm, să învățăm să le îngrijim, cum am spus, ca pe niște ființe, ceea ce înseamnă că ar trebui să le facem o oarece igienă și să existe această igienă în viața noastră, dacă le utilizăm. Poți să le fac iniție? Da, sigur că da. Trebuie să le fac sau poți să-i folosești fără iniție? Dacă știți să faceți inițieri, atunci vă recomand să faceți o inițiere cristalului respectiv, pentru că ființa lui va fi foarte purificată în urma acestui lucru. Ce reprezintă cristaloterapia? Cristaloterapia reprezintă îmbunătățirea stării ființei umane cu ajutorul cristalelor. Mai mult decât atât, nu pot să vă dau o definiție mai largă. Cum s-ar deosebi cristaloterapia de alte tehnici energetice? În primul rând că v-am spus că esențial este că cristalul duce la o legătură refăcută directă cu această planetă pe care o locuim. Alte terapii energetice aduc din marea energie care există deasupra noastră și în noi, aduc energia necesară pentru terapie. Utilizarea unor cristale
face ca acest proces însă să fie mult mai rapid. Este un proces extrem de rapid și extrem de blând. Spre deosebire de alte terapii, pot să vă spun că vindecarea este de tip holistic, adică se realizează pe toate planurile energetice ale ființei umane, într-un mod blând și concomitent. Ce înseamnă grilele de cristal? Tot le întâlnim în Reiki. Cum ne ajută? Sau cum trebuie făcute ca să fie corect făcute? Sau? În principiu, o grilă de cristal ar trebui să respecte, în primul rând, niște principii divine, în sensul că să aibă programe sau să aibă un scop care să fie în armonie cu divinitatea. Ar trebui să facă parte din planul divin. Cum trebuie făcute, în general, pentru a fi eficiente, grila de cristale trebuie să fie făcută din cristale de același tip. De același tip înseamnă că nu aceeași culoare, ci aceeași compoziție chimică, în sensul că nu pot să facă o grilă care să conțină ametiste și florii, deși au aceeași culoare, trebuie să fie de același tip de cristal și să aibă de aceeași dimensiune sau aceeași formă pentru a fi eficientă. Pentru că grilele de cristal, de fapt, sunt eficiente în măsura în care respectă geometria sacră. O geometria sacră nu are decât 5 corpuri geometrice sacre. Pot să folosesc grila de cristal în mod greșit? Adică să am alte scopuri decât cele benefice? Și să introduc proiecte Reiki, spre exemplu, care sunt greșite din punct de vedere divin și grila să mă ajute, totuși, sau ea nu o să mă ajute dacă o fac acest lucru? Răspunsul la această întrebare este același din Reiki. Nu? Că pot, dar nu e indicat. Și există un moment în care ceea ce transmit ca și energie și informație către restul lumii, mi se întoarce pe același tip de rezonanță. Și cum ne pot proteja cristalele? Cristalele ne pot proteja în, spre exemplu, dacă am în vedere exact geometria sacră de care vă spuneam, sau am în vedere că ele reprezintă entități de un nivel superior și le pot asocia entităților de nivel superior, cum ar fi arhanghelilor, să lucrez împreună cu cristalele și cu arhanghelii, desigur, după anumite proceduri. Cum aș putea folosi cristale în afară de... M-aș putea folosi cristaloterapia ca artă în afara, nu știu, procedurilor clasice, în viața mea de zi cu zi, fără să zic că fac parte dintr-o anumită... fără să consider că fac un anumit sistem de terapie. Pur și simplu să mă ajute zi de zi cristalul în viața mea. Cristalul vă ajută în viața dumneavoastră din clipa în care vă apropiați de el. Există o vorbă clasică care spune că cei care nu vor să evolueze să nu se apropie de cristal. În momentul în care se apropie un cristal de tine, este ca și cum s-ar apropia un învățător. Înseamnă că a venit momentul să faci o anumită alegere, să faci un anumit salt, să treci printr-un eveniment. În general, cristalele întâi se apropie de tine și după aia afli pentru ce s-au apropiat de tine. Doar în majoritatea cazurilor. Cum poate să le folosească un om obișnuit, să zicem, înainte să înceapă să-și pună întrebări, este simțindu-le. Adică oamenii ar trebui să-și recapete capacitatea senzorială.
nu pot să zic extrasenzorială, capacitatea de a simți în condițiile atingerii unui cristal care îți folosește sau îți va folosi, care te atrage, care vine spre tine pentru că mai devreme sau mai târziu îți va fi de folos și el știe lucrul ăsta, există o capacitate a noastră de a simți acest lucru. Exact ca la, ca la Reiki atunci când simți că se întâmplă ceva. Deci, în mod normal, se încălzește, se răcește ceva, simți o atracție de un anumit fel în ființa ta, pe suprafața pielii. Deci, o persoană poate să folosească cristalele ascultându-și pur și simplu percepțiile senzoriale pe care le are. Contează în ce metale sunt montate cristalele? De exemplu, în cazul bijuteriilor. Contează. Cele mai importante bijuterii, bijuteriile care sunt folosite în scopuri de cult, pun cult între ghilimele, pentru că nu neapărat un scop religios, ci cu un scop sacru, nu neapărat în sens religios, așa cum este consacrată religia, aceste bijuterii, în marea majoritate a cazurilor, sunt montate în aur, argint sau bronz. De altfel, brățelile dacice sau alte obiecte de care am văzut, le-am auzit cu toții, sunt făcute din metale de o anumită calitate, care transmit energia pe care o au cristalele respective de dat. Există cristale care nu sunt nu sunt autentice? Adică care nu sunt făcute din, efectiv din piatra aceea de cristal? Sunt sintetice? Sigur că există, pentru că la momentul la care nu existau suficiente cristale pentru necesitățile industriale ale omenirii, ca să zic așa, oamenii au încercat să le fabrice și se pot fabrica în anumite condiții de temperatură și de presiune. Se fabrică cristale aproape perfecte. Diferența dintre un cristal adevărat și unul produs industrial, de exemplu, cu scopul de a ne duce în eroare sau cu scopul de a-l folosi industrial, este vârsta astrală a cristalului. La nivel chimic se poate verifica dacă are structura necesară. La un bijutier poate să-și dea seama dacă este sau nu adevărat, pentru că cristalele adevărate, chiar aproape de perfecțiune, au niște incluziuni care se văd și pe care cristalele industriale nu le au. Păi și un cristal din acesta industrial mai funcționează dacă îl folosesc? Mai are efect terapeutic sau de amplificare energiilor sau nu? Pur și simplu e... Are un efect mult mai mic. Mult, mult mai mic. Are un efect. Presupunând că este sticlă, adică nu cristal, că este sticlă. Diferența dintre un cristal și o sticlă este că cristalul va amplifica, de exemplu, câmpul vital al acestei plante și se poate măsura cu diverse metode. O sticlă nu va amplifica un câmp vital al unei persoane sau unei plante. Deci, sticla nu va amplifica. Un cristal produs industrial va amplifica, dar sticla nu. Și dacă mă duc la o tarabă, așa, cum pot eu să cumpăr, să-mi dau seama dacă acel cristal este sau nu adevărat? Bănuiesc că nu toată lumea știe să facă radiestezie, să le măsoare. Ce sfaturi ne puteți da? Deci, v-aș sfătui să întâi să vă lăsați în seama unui instinct. Care instinct vă va spune lucrul ăsta? În al doilea rând, dacă nu aveți acest instinct, v-aș invita să întrebați pe cineva care... Deci să nu cumpăr înainte, mai bine eu... Sunteți sau nu cristal.
În al treilea rând, să zicem că poate nu aveți de îndemână pe cineva care să vă spună lucrul ăsta, ar merita să faceți un test kineziologic, adică un test cu puterea brațului. Asta e rămâne în altă emisiune, ca să vă explic cum puteți să aflați singur dacă un lucru este adevărat sau nu. Ce afecțiuni grave se pot trata cu cristalele? Acum pot să vă spun că din experiența mea, cu cristaloterapie se pot vindeca toate tipurile de afecțiuni care există pe pământ. Așa cum pentru fiecare boală care s-a dat ființei umane, s-a dat și un remediu pentru acest lucru. Singurul lucru este că, în general, nicio terapie nu are loc instantaneu. Sunt necesare mai multe ședințe, până la 30 de ședințe, în anumite cazuri, pentru rezolvarea unei probleme. Se observă pe parcursul acestor ședințe că îmbunătățirea are loc pe toate palierele și se vindecă și alte boli despre care oamenii nu au spus și să erau în plan secundar în punctul lor de vedere pentru că vedeau urgența numai pe anumită parte, dar trebuie insistat. Asta nu înseamnă că în cazul unei urgențe de tip urgență medicală, adică cineva care are un accident, Doamne ferește, pe autostradă, se apucă să-și facă cristalul. Nu. Întâi se duce la urgența medicală și este făcut la loc și după aia intervine procesul terapeutic imediat după aceea. Deci putem să folosim cristale absolut toate afecțiunile ca să potențăm vindecarea. Da. Dar există afecțiuni precum e în sistemul urechii în care nu e bine să folosim, de exemplu, să dăm lumină? Pentru că ne poate face rău? Nu există. Pentru că cristaloterapia pleacă de la următoarea premisă. Ființa umană este un ansamblu de câmpuri, corpuri, chakre, meridiane, zone energetice, iar boala este dată, indiferent pe ce palier, că este pe palier emoțional, pe palier eteric, că e palier mental, pe orice palier ar fi, boala este dată de un blocaj. Ori folosirea cristalelor elimină blocajele. Deci nu ai cum să dai prea mult sau prea puțin, ci că ca la sistemul de vase comunicante se elimină blocajul și se umblă mai departe la următorul blocaj pe care îl primește. În cazul în care, de exemplu, un cristal se sparge, ce ar trebui să fac din punct de vedere energetic? Depinde cât de tare s-a spart. Eu zic să vă cumpărați altul dacă se spart. Acum, dacă este cristal de terapie... Să spunem că este o baghetă și s-a spart pe jumătate. Mai pot folosi cele două jumătăți în continuare? Da, sigur că da. Deci nu afectează. Nu. Există un efect de formă care este foarte important, motiv pentru care o baghetă care are un vârf va concentra energia, să zic, prin vârf. În cazul în care se sparge energia, să zicem, în vârful, în general vârfurile le sparge noi la cristale, energia nu mai este concentrată în aceeași măsură, asta nu înseamnă că cristalul nu își face treaba. În cazul cristaloterapiei, ne vindecă credința noastră în cristale că o să ne vindece sau efectiv cristalul prin acțiunea sa? Cazul cristalelor, deci credința cristalelor să ne vindece este doar un suport pentru acțiunea în sine. Cristalele ne vindecă chiar dacă credem, chiar dacă nu credem în ele. Dar dacă cineva, de exemplu, se opune categoric ideii că acest lucru este posibil, vine și pune un blocaj suplimentar. Adică nu vreau să spun prin asta că vindecarea prin cristale este un efect placebo, dar credința persoanei că acest lucru este posibil îi dă voie ca acest proces să aibă loc. Adică nu pune un blocaj suplimentar la nivel mental. Și
Acest lucru este foarte important pentru toate terapiile din lume. Și nu numai pentru cristale. Pentru că atâta timp cât omul înțelege că anumite procese în ființa umană sunt reversibile, înțelege și că procesele care au loc în vindecarea cristale sunt posibile. Să vă dau un exemplu pe care îl dau de fiecare dată la cursurile pe care le țin. În ființa umană există procese directe care sunt urmate de procese de reglare. De exemplu, ne cresc oasele prin adăugarea a multor celule de un anumit tip, după care vin niște celule care le mănâncă pe primele și nu lasă decât pe cele care pot să constituie forma osului. Ceea ce înseamnă că atunci când se întâmplă o aglomerare osoasă, o cioc, o problemă într-un loc, lucrul ăsta nu este irreversibil. Exact cum au intervenit la un moment dat osteoblastele și au venit și au mâncat ce era în plus din celulele osoase pentru ca să ia forma respectivă, pot să intervină, dacă sunt ajutate, să vină și să ia depunerea osoasă respectivă de acolo. Asta este valabil și la depunerea de altă natură decât osoasă, dar noi la astea osoase ne gândim cel mai adesea pentru că ne gândim că odată ce s-a făcut o chestie foarte dense și serioase într-un loc, lucrurile astea a fost amerit. Toate procesele din organismul uman sunt cu aceste sisteme de reglare și cristalele readuc oamenilor posibilitatea de reglare în acest mod. Adică vindecarea înseamnă, de fapt, readucerea în stare de auto-vindecare a persoanei respective. Lucru care este posibil pentru orice tip de problemă. Revenim puțin la durerea de cristale. Eu am acasă o durere de cristale. Ce sfaturi îmi dați ca să am grijă de ea? Pentru că eu nu mă ocup de ea zilnic, pentru că nu am timp. Cum trebuie? Trebuie să o spăl, trebuie să o curăț, trebuie să o... Deci, grilele de cristal sunt funcționale atâta timp cât grilele nu și-au schimbat poziția. Cât timp le-ați lăsat în același loc și le-ați spus să facă ceva, vor face lucrul ăsta pe termen limitat, cu condiția să nu vină cineva să șteargă praful peste ele, caz în care grila este anulată. Deci anulată. Da. Și să nu intervină, mă rog, de afară de praf, mai există pisici, există și alte. Dar este foarte bine ca, să zicem că dacă v-ați pus la adăpost grila, undeva unde nu poate să intervină nimeni și ați și lipit pietrele cumva, care sunt în aceeași poziție, ar fi bine ca odată, la 7 zile, sau cel mult la 30, să o dezactivați. Se întâmplă următorul fenomen. Îmi fac o grilă pentru un lucru și uit de lucrul respectiv. În evenimentele din viața mea și în o grămadă de factori, intervin niște schimbări și grila ajunge să fie la un moment dat să nu mai fie necesar. Și când nu mai este necesară, își pierde din caracterul ei de conformitate cu planul divin. Deci poate să-mi facă rău. Că vă face rău este mult spus, dar aparține unui timp trecut. Și atunci e o energie și o informație care este stocată într-un atic de vibrații. Deci merită să vă uitați atent la toate grilele pe care le-ați făcut și cele care nu mai sunt necesare, să le deplasați un pic, să le ștergeți de praf. Și să le refaceți. Să le refaceți, după ce spălați, desigur, pietrele bine. În cazul în care cineva îmi fură grila de cristale cu totul, poate să mă afecteze pe mine, care sunt creatorul, sau pot să-i fac ceva să nu fie folosită împotriva mea? Deci probabilitatea să fure cineva o grilă și ea să rămână complet intactă... Să ia cu tăbiță așa. Este aproape de zero. Sigur se mișcă sau se întâmplă ceva, dar să vă facă rău, nu. Grilele au
cumva ca o semnătură personală. Și să preiei o grilă a cuiva și să faci o persoană este, presupune o, cum să spun eu, prea mulți factori ca să se poată întâmpla. Pot să folosesc cristalele ca să, de exemplu, să-mi vindec insomniile? Să spunem că nu am somn noaptea. Cum pot să folosesc astea ca să dorm mai rapid? Ca asta e destul de... se întâmplă destul de des. Ziua de azi. La modul cel mai rapid, ar merita să luați un cristal de un anumit tip, să zicem un cristal albastru, de tip lapis sau sodalit sau ceva similar și să-l puneți în apropierea dumneavoastră ca să vă facă puțină ordine în etajul superior. Și să vă gândiți că face lucrul ăsta, adică să-l puneți în gândul noastră cu această intenție. Deci cristalele trebuie, în primul rând, trebuie să fie programate. Cristalele trebuie să le transmiți o intenție. Înțeles. Ce sfaturi puteți să dați unui om ca mine, care vrea să pornească pe acest drum? Ce îmi trebuie? Sau nu trebuie nimic, doar voință. Voința ne trebuie pentru orice activitate umană. Și am negație. Și să facem un lucru cum trebuie, adică de la început până la sfârșit. Numai că acest drum înseamnă, de fapt, un tip de prietenie care nu se termină niciodată. Odată ce ai înțeles care este natura unui cristal, poate că nu-ți mai trebuie cristalul ăsta sau pietricica asta. Dar asta nu înseamnă că ai să rămâi vreodată la acest lucru. Pentru că ne sunt foarte necesari. Sunt prieteni care ne însoțesc pe drumul pe care îl avem de făcut până la cunoașterea de sine, până la desăvârșirea noastră în viața pe care o avem. Ce ar trebui să faceți la început și la început? Să vă exersați această capacitate pe care o avem cu toții de a simți. Să simțiți dacă într-adevăr vă atrage un cristal, dacă vă atrage unul, să-l luați pe la și să vedeți ce se întâmplă cu lucrul ăsta. De ce v-a atras? După aceea să vedeți la ce vă trebuia, să ziceți aha și din aha în aha până la cunoașterea de sine totală. Care sunt beneficiile pe care le am dacă port cu mine tot timpul un cristal? Eu port cu mine tot timpul un cristal. Și nu un cristal, mai multe. Am un singur cristal pe care îl port cu mine de când am început să fac cristaloterapie. Este un cristal din coarță de stâncă. Este un cristal perfect transparent și mi este cu adevărat un prieten foarte bun, pentru că mi-a fost de ajutor cam în toate evenimentele din viața mea. Acest cristal pe care îl port cu mine, îl port pentru că, fiind transparent, conținând, adică, toată gama de culoare posibilă, poate fi folosit la absolut orice. Există posibilitatea să pot să... Celelalte le port în funcție de cum simt. Adică, îmi iau cristale după cum simt că va fi, va urma sau simt că am nevoie. Și combinația asta este și a simți lucrurile astea de lucrurile la care ajungi la un moment dat. Există posibilitatea să comunic cu cristalul și să-mi transmită înapoi gânduri, informații? Da, există. Este același mod de comunicare pe care îl putem avea cu un ghid sau cu un înger. Pentru că pot să fac lucrul acesta fie direct, dacă exersez
ceea ce mi se întâmplă, fie prin o meditație cu ajutorul cu sare. Înțeles. Care sunt sfaturile dumneavoastră pe final de emisiune pentru cei care o să vină dumneavoastră înainte pentru a face cursuri? Sau, aproape există inițieri pentru cristale pe care trebuie să îi învățați pe oameni? Nu. Nu există. Am citit o serie de cărți scrise în toată lumea despre cristaloterapie, despre modul în care s-a dezvoltat în diverse școli. Niciuna dintre aceste școli nu presupune o inițiere. Nu există altă inițiere decât deschiderea ta către capacitatea de a simți ce se întâmplă atunci când ții un cristal în mână. Adică nu ți se poate da acest lucru, nimeni nu poate să-ți dea acest lucru. Practic, cursurile constau în foarte, foarte, foarte multă treabă, în mult antrenament, până când oamenii ajung să simtă propriile senzii. Înțeles. Și la dumneavoastră, la cursuri, ce anume le predați studenților? Există tehnici pe care le faceți cu ei? Există manuale? Există CD-uri? Există tehnici, există manuale. CD-uri nu există, pentru că cristaloterapia pe care o predau în cadrul școlii pe care am învățat-o de la domnul Dan Lucan este presupune păstrarea acestor manuale în forma care sunt și nu neapărat popularizarea lor. Asta nu înseamnă că sunt secrete sau interzise. Oricine le poate lua și după aceea să exerseze singur, să vadă ce se întâmplă. Practic, învățarea înseamnă să înveți să simți. Dacă vreau să vină dumneavoastră la curs, când vă pot găsi? Sau faceți în seminarii? Sau o dată pe lună, pe săptămână? Am alcătuit un soi de școală, în sensul că cei care au parcurs 4 dintre cele 12 niveluri sau 8 din cele 12 niveluri sau chiar pe toate se pot întâlni și avem un soi de ateliere în care discutăm despre ceea ce am întâlnit și avem nevoie să împărtășim cu ceilalți. Facem în continuare practică împreună și facem și lucruri care nu sunt neapărat cuprinse în paginile manualelor, în sensul că dezvoltăm noi idei și noi experiențe. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați acceptat invitația noastră și vă așteptăm și data viitoare, probabil cu o carte sau ceva foarte special. Vă mulțumim pentru atenție, o seară frumoasă în continuare.